Bătălia din Giulești nu a rămas fără victime. Pandurii au făcut cel mai bun meci din acest sezon, dar au rămas fără doi jucători de bază, Iulie Iordache și Hidișan. Sper să găsesc soluțiile cele mai bune pentru această partidă, chiar dacă n-aș fi vrut să pierd 2-3 jucători de la o etapă la alta. Eu sunt adeptul continuității. De obicei nu schimb echipa sau nu fac schimbări masive în echipă de la o etapă la alta. Pe din afara lotului pentru meciul cu Târgu Mureș au rămas și Cardoso, Mutu, Ciucur și Antohi. Apostu și Maximici se refac și ei cu greu după accidentările suferite și au șanse minime să intre în calculele lui Grig pentru jocul de la Severin. Apostu este recuperat 100%? Da. El încearcă, dar a stat destul de mult. Pandurii au efectuat astăzi ultimul antrenament la Târgu Jiu și au plecat deja spre Severin. Mâine la ora 14 e programat antrenamentul oficial în orașul de pe Dunăre, iar partida cu FCM Târgu Mureș se joacă sâmbătă de la aceeași oră.